Vă invit să plecați capul și să închideți ochii. Pentru că aș vrea să luăm un moment de liniște. Să luăm un moment de liniște în care să ne gândim puțin la noi. Și aș vrea să plecăm capul și să închidem ochii. Ceea ce s-a întâmplat înaintea noastră, dacă stai să intri în profunzimea momentului, este uluitor. Pentru că gândiți-vă și încercați să faceți călătoria asta mentală împreună cu mine. Unii dintre noi ne naștem în familie de credincioși. Mergem la biserică. Suntem duși la biserică. Trăim după niște norme bine definite și implementate în familiile noastre. Nu lipsim de la biserică. Trebuie să fim acolo. Învățăm Scriptura la grupele de copii. Duminică de duminică auzim predici și cântăm. Și ne închinăm. Și trec ani peste noi și nu se întâmplă nimic. Trec ani peste noi și ne întrebăm, ce caut eu aici? Care e locul meu, rolul meu? Cine tot spun ăștia despre Iisus, relație personală, să-L cunoști, să-L experimentezi și pur și simplu atingem un moment din ăla în care ne răzvrătim unii mai mult sau mai puțin, într-o măsură mai mare sau mai mică. Ne punem întrebări și avem îndoieli și spunem, măi, nu se poate. Eu nu am chef să trăiesc o astfel de viață. Și noi așa, cei care avem o astfel de experiență, obișnuiți cu biserica, avem nevoie de un moment, fie de îndoială, un moment de necredință, fie ne răzvrătim și începem să trăim nelegitim, să avem un comportament nelegitim, pentru că de undeva Dumnezeu trebuie să ne scoată. Și până când nu-ți înțelegi păcătoșenia, până nu înțelegi că ai de unde să fii scos, că trebuie să fii scos de undeva, nu se întâmplă nimic. Dar nimic, nimic. Nu se întâmplă. Și uite așa, în traseul nostru, noi ăștia, care am crescut în familia de credincioși, trebuie cumva să ne intersectăm cu Dumnezeu, să pricepem groapa de unde am fost scoși. Sau să pricepem că chiar dacă n-am făcut păcatele cele mai îngrozitoare și cele mai urâte, totuși, dacă ținem scorul păcatelor, avem lucruri de care ne este rușine. Și apare acel moment în viață când ne intersectăm cu Dumnezeu și lucrurile se schimbă, înțelegerea se schimbă, inima se schimbă. O altă categorie dintre noi, nu creștem în familie credincioși, trăim într-o lume cu totul și cu totul diferită. Și de obicei aceștia intră în viață urmăriți de învățăturile, de normele, de standardele pe care le-au avut pe acasă. Unele mai sus, altele mai jos. Și își fac viața praf. Și la un moment dat apare intersecția cu Dumnezeu, într-un fel sau altul. Ați auzit atâtea mărturii de lungul vieții. Dumnezeu le taie calea și pricep că sunt pe un drum greșit. Și vor să intre pe alt drum. Fie într-un caz, fie în celălalt, este nevoie de o întâlnire. Fie într-un caz, fie în celălalt, ceva major se schimbă. Și aici mi se pare marele miracol. Cum să... Foarte frumos a pus-o Alin. Cum să
am nevoie de ceva ce nu există. Pricepem că acel ceva există și dăm socoteală. Fie într-un caz, fie în altul, este nevoie de această întâlnire. Iar de acolo încolo, sau de acolo încoace, urmează o viață trăită altfel. Este cel mai mare miracol pe care mi-l pot imagina, mult mai mare decât orice vindecare pe care aș vedea în fața ochilor mei, pentru că mi se pare mult mai miraculos, dacă pot să spun așa, să vezi că un om își schimbă gândirea și înțelegerea, își schimbă standardele, decât să văd că o boală reversează, că o boală trece. Este miracol și una și cealaltă. Dar miracolul întoarcerii la el, miracolul unei vieți schimbate, este miracolul ultim. De ce? Oare de ce trecem așa ușor pe lângă el? Doamne, uită-te, te rugăm frumos, peste noi în seara aceasta și arată-ne că întâlnirea cu tine are sens, are semnificație. Te rugăm, umple-ne viața de Duhul Tău cel Sfânt, ca să putem să pășim înainte și să ne împlinim chemarea, să onorăm întâlnirea cu tine. Amin. Aș vrea să facem o foarte scurtă călătorie pentru cei patru de astăzi, dar este valabilă pentru oricare dintre noi. Este valabilă pentru oricare dintre noi, pentru că este călătoria unui ucenic. Vorbește ceva despre prețul uceniciei, despre drumul care urmează de la botez mai departe. În Marcu, capitolul 8, de la 34 la 38, Iisus strânge în câteva cuvinte niște afirmații care îți dau fiori, dacă le asculți într-adevăr, așa cum le spune. Ascultați cuvântul. Apoi a chemat pe cei din mulțime alături de ucenicii săi și le-a zis, Iisus i-a chemat și le-a zis, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine vrea să salveze viața, o va pierde. Dar cel ce își pierde viața de dragul meu și de dragul Evangheliei, o va salva. Într-adevăr, la ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce îi va fi rușine de mine și de cuvintele mele în această generație adulteră și păcătoasă, de acela îi va fi rușine și fiului omului când va veni în gloria Tatălui Său cu sfinții îngeri. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Iisus, în câteva cuvinte, ne face o ofertă. Ce mi se pare extraordinar este faptul că Iisus nu a încercat să mituiască omul cu oferta unei vieți ușoare alături de el. Dacă vrea cineva să vină după mine, a spus, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Este cât se poate de cinstit să cunoști dinainte prețul pe care l-ai de plătit. Giuseppe Garibaldi, revoluționarul italian, a ridicat o armată de voluntari incredibil de dedicată și de loială. Chemarea lui Garibaldi pentru vânătorii alpilor, cacciatorii de le Alpi, cum își numea trupele lui de elită, sau imile, cei 1000, chemarea lui era în următorii termeni. Citez.
nu vă ofer nici plată, nici locuințe, nici bunuri materiale. Vă ofer în schimb foame, sete, marșuri forțate, bătălii și moarte. Doar aceia care își iubesc țara din toată inima, nu doar de pe buze, aceia să mă urmeze. Am încheiat citatul. Și l-a urmat, reușind într-un târziu să pună bazele Republicii Italiene. Și stai și te miri, ce anume te poate mobiliza la o astfel de chemare? Dar uite că se poate. Ceva te poate mâna înainte. Și ceea ce te mână înainte nu este nici plata, nici locuințele, nici bunurile materiale. Pentru un cel mai înalt, pentru o iubire mai înaltă, cum omul se poate mobiliza chiar dacă viitorul pare plin de greutăți? Despre asta vorbește Iisus. În chemarea Lui nu promite nici plată, nici locuințe, nici bunuri materiale. Ce promite? Haideți să ne uităm foarte pe scurt. Aceasta este oferta lui Iisus, care? 1. Promite lepădare de sine. Cheamă, Iisus ne cheamă la lepădare de sine. Și acum în frazologia noastră pioasă am diluat înțelesul acestei expresii. Lepădarea de sine nu se referă la a renunța la anumite plăceri cu anumite ocazii. Cum ar fi renunț la cafea pentru o lună, la ciocolată, renunț la filmul meu preferat, renunț la știu eu ce pentru o perioadă de... Lepădarea de sine nu înseamnă o renunțare la anumite plăceri cu anumite ocazii. Expresia românească, lepădare de sine, surprinde foarte bine înțelesul cuvântului. Înseamnă a te lepăda înseamnă a părăsi ceva pentru totdeauna și de voie bună, de bună voie. A rupe orice legătură cu ceva. Lepădare de sine, deci, înseamnă a te părăsi tot ce ai, sper, visezi, a te părăsi pentru totdeauna și de bună voie. O capitulare absolută. Și asta nu este o lepădare de sine de dragul lepădării, un fel de autoflagelare de dragul chinului, ci o lepădare de sine. Ne cheamă la lepădare de sine, nu ca să ne chinuim, ci ca să primim altceva mai bun, mai mult și veșnic. Așa că chemarea pentru voi, Andreea, Ana Maria, Flavius, Alin și pentru noi toți, este la lepădare de sine, la a te părăsi pentru totdeauna și de bună voie, a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc. Apoi Iisus ne cheamă la a ne lua crucea. Și expresia aceasta are un înțeles de foarte multe ori greșit în comunitățile noastre. Ce înseamnă a ne lua crucea? Unii cred că ați lua crucea înseamnă a purta vreo boală sau a trece cu demnitate printr-o încercare. De exemplu, îți faci niște analize medicale și ți se spune că ai, eu știu, o boală gravă, hai să zicem, ai diabet și va trebui să te îngrijești de boala aceasta toată viața. Și atunci ne auzim spunând, asta e crucea mea, trebuie să mi-o duc înainte. Nu aceasta este crucea la care se referă Iisus aici. De ce zic asta? Pentru că purtarea crucii este un act voluntar. Iisus ne cheamă, ne invită să luăm crucea, nu ne obligă să luăm crucea. Este decizia noastră. Purtarea crucii este un act voluntar. Dar diabetul, boala, este o povară de dus. Dar nu este crucea la care se referă Iisus. Sigur, ca expresie, ca exprimare, nu-i nimic greșit să spunem am o cruce de dus în boala aceasta, înțelegând prin expresia aceasta o greutate de dus în viață. Dar crucea la care se referă Iisus în cuvintele Lui, în pasajul nostru, se referă la o cruce luată voluntar la purtare de dragul Lui. Boala sau încercarea nu sunt acte voluntare, nu noi ni le-am ales. Acestea vin peste noi din alte motive, știu eu, ereditate, pedeapsă, testarea credinței, alegeri greșite. Boala sau încercarea nu sunt acte voluntare. Noi nu ni le-am ales.
Așa că a lua crucea presupune un act voluntar pe care îl fac pentru Iisus. Mă ofer de bună voie să-L slujesc, mă angajez la ceva, îmi iau crucea, îmi iau misiunea în spate, îmi iau slujirea unde vreau, îmi iau implicarea, mă hotărăsc pe o implicare și o duc cu mine. Îmi iau misiunea în spate și mi-o împlinesc. Purtarea crucii este un act voluntar, dar purtarea crucii este și un act de iubire. Este un preț pe care alegem să-l plătim din dragoste pentru El, de dragul Lui, spune Iisus. Pentru Iisus, luarea crucii a însemnat și Iisus a purtat o cruce. Și nu a fost o boală de dus sau o încercare de dus. Purtarea crucii Lui a fost misiunea pe care a avut-o pe pământ. Iisus și-a purtat crucea ca misiune. A fost sarcina Lui, a fost angajamentul Lui între El și Tatăl. Așa că și pentru Iisus luarea crucii a însemnat un act voluntar izvorât de dragul nostru, din dragoste pentru noi. Adică un act de iubire, făcut pentru oameni de neiubit, care s-ar putea ca niciodată să nu întoarcă iubirea. Așa că purtarea crucii, luarea crucii, înseamnă un act voluntar izvorât din iubirea pentru El. Și poate fi o sarcină ce o preluăm, o lucrare în care ne implicăm, o responsabilitate pe care ne-o asumăm. Poate însemna o dărnicie jertfitoare. De fapt, luarea crucii poate însemna chiar un mod de viață pe care ni-l dezvoltăm. Un mod de viață? De exemplu, este luarea crucii când hotărăști să-ți afișezi răbdarea față de cineva care recidivează mereu în relația cu tine. Este un act voluntar pornit din iubire de Iisus. Arătarea bunătății când celălalt nu o merită este un act voluntar izvorât din iubirea de Iisus. Refuzarea gândurilor de invidie când vezi progresele celuilalt este un act voluntar izvorât din iubirea de Iisus. Refuzul de a-ți afișa realizările chiar atunci când alții se umflă în pene în jurul tău este un act voluntar izvorât din iubirea de Iisus. A-ți înghiți cuvintele necuvincioase care dau să-ți iasă din gură la vederea jignirilor și ți-ți aduc este un act voluntar izvorât din iubirea de Iisus. A căuta folosul celui de lângă tine, chiar dacă asta înseamnă să renunți la anumite drepturi ale tale, este un act voluntar izvorât din iubirea de Iisus. Asta înseamnă luarea crucii. O lucrare în care te implici, o misiune pe care o iei în spate și o duci, o responsabilitate pe care ți-o asumi, o dărnicie jertfitoare, un mod de viață în care te controlezi, îi faci bine celuilalt de drag de Iisus. Cruci sunt multe, sunt atâtea nevoi de slujire, atâtea goluri ce așteaptă să fie umplute de cei ce urmează, atâtea relații la care trebuie lucrat. Iisus ne cheamă la lepădare de sine, ne cheamă la luarea crucii și Iisus ne cheamă să îl urmăm. Adică să trăim în ascultare de El, credincioși până la moarte. Nici asta nu este ușor, pentru că umblarea cu El, cu Iisus, este o umblare împotriva curentului, împotriva multor porniri firești. Este o renunțare la plăcerile păcătoase și așa mai departe. Asta este prețul uceniciei. Iisus ne cheamă la lepădare de sine, la luarea crucii și la urmarea Lui până la capăt. Așa că fie te lepezi de sine, îți iei crucea și-L urmezi, fie te dezici de Iisus. Iar ca să sublinieze importanța unei astfel de decizii, să arate gravitatea, să-ți ofere resurse, să poți să te lepezi, să-ți iei crucea și să-L urmezi, te lepezi de sine, să-ți iei crucea și să-L urmezi, urmează versetele acelea de final, în care Iisus ne transmite trei lucruri. Versetul 35. Căci oricine vrea să salveze viața, o va pierde. Dar cel ce își pierde viața de dragul meu și de dragul Evangheliei, o va salva. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, câtă vreme refuz să mor pentru mine, zice Iisus, ești mort de-a binelea.
Vrei să scapi viața? O pierzi. Îți dai viața de dragul meu, o câștigi. Câtă vreme refuz să fii gata să mor pentru mine, ești mortă de-a binelea. 2. Versul 36. Într-adevăr, la ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul? Ce vrea să ne zică Iisus aici? Vrea să ne zică că sufletul tău nemuritor este mai important decât trupul tău trecător. Nu-ți folosește la nimic să câștigi întreaga lume, să îți satisfaci trupul, existența aceasta, dacă îți pierzi sufletul în schimb. Sufletul tău nemuritor este mai important decât trupul tău trecător. Și 3, versetul următor, 38. Căci de cel ce va fi rușine de mine și de cuvintele mele în această generație adulteră și păcătoasă, de acela îi va fi rușine și Fiului Omului când va veni în gloria Tatălui Său cu sfinții îngeri. Adică, ce spune Iisus? Spune că nemurirea ta este determinată de relația ta cu mine acum, aici și acum. Nemurirea ta, destinul tău, este determinat de relația ta cu mine aici, începând de aici. Relația de aici determină destinul tău de acolo. Și Iisus ne zice aceste trei adevăruri, ca să ne fie foarte clar, prețul uceniciei este acesta. Fie te lepezi de sine, ți-ai crucea și îl urmezi, fie te dezici de el. Cum poți să o faci? Aducându-ți aminte. Hei, câtă vreme refuz să mor pentru mine, ești mor de-a binelea. N-ai nicio șansă. Sufletul tău nemuritor este mai important decât trupul tău trecător. Și nemurirea ta este determinată de relația ta cu mine aici și acum. Bun. Și în încheiere. Atunci și acolo pentru ucenicii lui Iisus, lepădarea de sine, luarea crucii și urmarea lui, se referea la fi gata să sufere persecuția și moartea de dragul lui Iisus. Și toți au murit de morți violente. Toți. Atunci și acolo era destul de clar. Persecuție și moarte. Dar ce relevanță și aplicabilitate au aceste vorbe grele pentru noi astăzi, când nu înfruntăm moartea sau persecuția? Când viața nu ne este pusă în pericol de credința noastră? Care este prețul ucenicii în școala lui? Sunt eu gata să-l plătesc? Iisus nu ne cheamă la a face ceva ce nu a făcut El mai întâi. Ceea ce ne cere nouă, El a făcut deja. A demonstrat că se poate și ne asigură că ne va ajuta și pe noi să putem. Și eu cred că chiar în zilele noastre se poate. Se poate să fim puși în fața faptului să ne sacrificăm viața. Istoria omenirii este plină de oameni care au fost gata să-și piardă viața de dragul lui Iisus și al Evangheliei, deci se poate. Pe 15 februarie 2015, 21 de creștini coptici au fost decapitați live. Era vremea în care ISIS cuceriseră o mare parte din peninsula arabică, din zona Orientului Mijlociu. Era o forță. Cucerau kilometru după kilometru. Și pe unde mergeau, ardeau totul. Și pe creștinii luau și îi forțau. Fie să treacă la musulmani, la islamism, fie să moară. Am fost atât de șocat de videoclipul acela, l-am văzut pe internet. Din păcate, nu l-am downloadat. Pentru că acum nu-l mai găsesc nicăieri, nu mai este, a fost scos. Pe 15 februarie anul 2015, 21 de creștini coptici au fost decapitați live. A fost un moment așa de special, mi-am spus, nu se poate. În vremurile noastre mai sunt oameni gata să moară pentru Hristos. Pe malul mării, cu muzică potrivită pe fundal, 21 de creștini îmbrăcați în haine portocalii, veneau pe malul mării, flancați în față, în spate, pe laterală, de niște soldați îmbrăcați în negru, cu steagul lor ISIS.
într-un mod artistic, sunt așezați în fața ecranului. Câte un soldat ISIS merge în spatele lor, îi prinde de păr pe fiecare, camera merge și vede fața fiecăruia. Și vedeai pe fața lor, nici nu știu ce vedeai pe fața lor. Vedeai liniște. Erau acolo, erau cu cuțitele în mâini. Știau ce urmează. Au fost întrebați înainte dacă se leapădă de Hristos și au spus nu, 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 nu. Au fost 26 prinși, dar 5 s-au lepădat. 21 au spus nu. Și într-un mod artistic li s-a tăiat gâtul în fața camerelor de la vedere. Au căzut în față pe nisip cu sângele gâlgâind acolo și le-au pus capul pe spatele lor. A fost o scenă nemaipomenită. Îți dădea fior, nu știai în ce lume ești. Te uiți la scena asta și îți spui, wow, oamenii ăștia ar fi scăpat dacă ar fi zis, mă leapă de Iisus, gata, și până mă întorc eu la El cumva. Oamenii ăștia au spus, nu. Ce credință trebuiau să aibă? Ce lepădare de sine trebuiau să aibă? Ce convingeri trebuiau să aibă? Dacă au putut, acum câțiva ani, niște creștini coptici, sunt convins că și printre noi sunt oameni care ar putea face asta. Și ești gata să faci așa ceva doar de dragul lui. Mama lui martir a fost intervievată. Cum ați dori să fie pedepsiți ucigașii? Ea a răspuns, îi iert și mă rog ca Dumnezeu să aibă milă de ei și familiile lor. Reporterul a comentat, am găsit acolo sub videoclip, acum înțeleg, citez, acum înțeleg cum creștinii pun la inimă acele glorioase cuvintele lui Iisus cu privire la iubirea vrăjmașilor și la iertarea celor ce-i persecute. O femeie musulmană pe blogul ei personal, citez, teroriștii noștri criminali și atacatorii noștri sinucigași sunt considerați martiri când mor în acțiune, dar nu sunt. Acești creștini bravi sunt martiri adevărați, călcând exact pe urmele lui Iisus, cea mai nobilă persoană care a umblat pe pământ, am încheiat citatul. Gestul celor 21 a întors roata. A fost contraproductiv pentru ISIS. Un alt comentator TV musulman, citez, da, am auzit cu urechile mele și am văzut cu ochii mei buzele lor rostind rugăciuni și vedeai când trecea camera cum își mișcă buzele. L-am auzit pe acela care îl ruga pe Iisus să-i primească viața. Ce curaj, ce credință! Așa ceva cred că dorește Dumnezeu de la ai lui. Hani, un blogger creștin, coptic, scria, citez, Doamne Iisuse, mulțumesc pentru acești frați ai mei. Ei m-au învățat două lucruri. Unu, trebuie să fiu pregătit chiar să mor de dragul tău. Și doi, nu sunt gata să mor dacă nu mă ajuți tu. Și când te uiți la un astfel de exemplu contemporan, e vorba de 9 ani de zile în urmă doar, oameni din vremea noastră, atunci ecoul cuvintelor lui Iisus sună puternic. De oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Grele cuvinte de dus, dar adevărate, nimic mai puțin, nimic altceva. Așa că pentru voi cei patru, poate vă luați un moto de viață și vă l-aș lipi de suflet Apocalipsa 2:10. Este scurt și memorabil. Îndemnul din Apocalipsa 2:10 este fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. Și fii credincios până la moarte are două sensuri. Tot timpul vieții, fii credincios până la moarte, până îți vine vremea să mori. Dar fii credincios până la moarte înseamnă chiar cu prețul vieții, chiar trebuie să-ți dai viața pentru el. Fiți credincioși până la moarte și veți primi coroana vieții. Vrei să-ți câștigi viața? Atunci pierdeți-o de dragul lui Iisus. Și pierdeți-o înseamnă Dumnezeu este prioritatea numărul 1, nu tu.
înseamnă implicare în împărăție, în misiune. Și trei, comportament aliniat normelor de viață stabilite de Iisus. Urmează-L. Oricine își va pierde viața de dragul lui Iisus și de dragul Evangheliei, o va salva, o va câștiga, o va mântui. Vă invit să plecați capul, să închidem ochii. Doamne, cuvintele acestea sunt grele și pentru cei ce pornesc la drum și foarte grele și pentru noi, cei care am pornit de ceva vreme. Pentru că recunoaștem că avem o viață ușoară. Și ne este bine. Și de multe ori uităm de Tine în binele ce-L avem. Te rugăm frumos, Doamne, să folosești cuvintele acestea ca un ecou în mințile noastre. Să crești în noi dorința de a ne câștiga viața, pierzându-ne-o de dragul lui Iisus. Să fim motivați la lepădarea de sine, la luarea crucii și la urmarea Domnului Iisus de dragul Lui. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că nu ne-ai promis, nu ne-ai mituit cu o viață sau cu promisiuni de șarte, că ne va fi foarte ușor și foarte bine. Îți mulțumim că ne-ai arătat costul urmării Tale de la început. Dar îți mulțumim frumos pentru că în toată această călătorie a credinței ești acolo, ești resursa noastră, ești aproape. Și dragul de Tine te rugăm să ne-l menții mereu viu. De dragul Tău, de dragul Tău, de dragul Tău să facem tot ceea ce facem. Ajută-ne, Doamne!